Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Cina Domnului, o lucrare de căpătâi importantă în biserică, instituită de Domnul Iisus, așa după cum cunoaștem la finele lucrării sale pământești, în Evanghelia după Matei 26, Marcu 14, Luca 22, simbolizând trupul și sângele său și de asemenea noul legământ. O avem apoi reglementată de Apostolul Pavel în acel capitol 1 Corinteni 11. Acestea sunt în general textele care se ocupă de problema cinei Domnului. Dar încă din Vechiul Testament avem o prefigurare a ei și întâlnim un simbol asemănător în Cartea Genesei, în capitolul 14, când Melchisedec a întâmpinat pe Avram după victoria împotriva acelor împărați și recuperarea bogăților Sodomei și Comorei. Genesa 14:18, Melchisedec, care este un prototip al Domnului Hristos, împăratul Salemului, a adus pâine și vin. Și un alt simbol asemănător, de fapt, cel care a existat în acea vreme până la cina Domnului, a fost Paștele Vechi Testamentale, instituite în Exod capitolul 12, în acea noapte când Domnul a scos din Egipt poporul său, cum spune Vechiul Testament, cu mână tare și cu braț întins. Haideți să analizăm într-o primă parte cadrul biblic al cinei Domnului, și anume timpul în care serbează cina Domnului, locul, și în a doua parte să vedem, de fapt, cum ne pregătim și care sunt etapele în a lua cina Domnului. Deci mai întâi un cadru biblic, câteva recomandări generale de organizare a cinei Domnului. Mai întâi timpul. Citim în Evanghelia după Matei, capitolul 26, versetul 17. În ziua din tâia prasnicului azimilor, ucenicii au venit la Iisus și au zis: unde vrei să-ți pregătim Paștele? Și versetul 20 ne spune că seara Iisus a așezut la masă cu cei 12, deci în prima zi a sărbătorii azimilor. Ca și timp pentru noi, avem acel verset din Corinteni, capitolul 11, pentru că nu există o perioadă strictă, delimitată, ca și la Paște, în care să luăm cina Domnului. Nu găsim o asemenea poruncă, ci citim doar în 1 Corinteni 11 cu 26, pentru că ori de câte ori, se pare din Noul Testament că este lăsată la latitudinea bisericii perioada de împărtășire. Din cât cred, în perioada de început a bisericii primare, luau cină mai des decât noi. Dar de asemenea și pulsul lor spiritual era mai ridicat decât al nostru. Ceea ce avem acum, cină Domnului dată pe lună, cred ar fi un suport oarecare, ceea ce este scris în Numeri, capitolul 9, din la versetul 9 la 11, unde se spune că dacă cineva nu putea să ia Paștele în luna 1, ziua 14, potrivit cu calendarul religios, trebuia să le ia în luna următoare. Mă gândesc probabil să fie de aici o legătură între stabilirea cinei Domnului odată pe lună. În ce privește locul în care se serbează cina Domnului, în Vechiul Testament, pentru Paște, existau reglementări să fie, mă refer la nivel național, servit, citim în Deuteronom, capitolul 16, versetul 16, de trei ori pe an, toți bărbații să se înfățișeze înaintea Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care îl va alege El. Și în Noul Testament, citim în Marcu, capitolul 14, versetele 14 și 15, unde este odaia pentru oaspeți în care să mănânc Paștele? Deci s-a pus problema locului, unde să fie? Și Domnul a spus, are să vă arate o odaie mare de sus, așternută, gata, acolo să pregătiți pentru noi. 1 Corinteni 11 cu 20, când vă adunați dar în același loc. Deci Pavel a învățat în biserici ca să se serveze cina Domnului când erau adunați toți în același loc, la nivel de biserică. Și din versetul 22, ce n-aveți case pentru ca să mâncați și să beți, să desprețiți biserica lui Dumnezeu? Biserica nu este pentru mesele obișnuite, asta le spune Pavel, puteau să le facă acasă. Dar atunci când se adunau împreună, trebuiau acolo să serveze cina Domnului. Și în versetul 33, astfel, frații mei, când vă adunați? Deci cina Domnului înțelegem că o serbau în locul lor de adunare, fie că ar fi fost
o casă pusă la dispoziție de cineva, dar nu există altceva, fie un local special consacrat pentru a fi adunați împreună. Acolo serbau cina Domnului. În ce privește participanții la cina Domnului, cine poate să dea cina și cine poate să ia cina? Putem păstra și o legătură cu ceea ce avem în Vechiul Testament, citim în Levitic, capitolul 23, unde ne se spune că actele de slujbă de la templu erau îndeplinite, cum bine știți, de preoți și leviți. Levitic 23:10. Vorbește copilul Israel și spune-le, când veți intra, este vorba despre Paște aici, în țara pe care vă dau și când veți cerea semănăturile, să aduceți preotului un snop ca pârgă. Și versul 20, preotul să lege-ne acestea într-o parte și alta ca dare înaintea Domnului. Iar în Noul Testament spune Pavel 1 Corinteni 11:23, căci am primit de la Domnul ce v-am învățat. După cum atunci când Domnul a instituit-o, el a servit pe ucenici și Pavel spune, eu am făcut cum am primit de la Domnul și așa v-am și învățat, și celelalte aspecte de reglementare în definitiv și în detalii ai cinei Domnului, spune în încheierea acestui capitol 11, versetul 34, celelalte lucruri le voi rândui când voi veni. Deci Pavel n-a lăsat această problemă la latitudinea oricui din biserică să facă cum vrea. Și a spus, cum a făcut Domnul, așa v-am învățat și am făcut și eu. Și toate amănuntele le vom rândui și le voi rândui când voi veni acolo. Cine poate să ia cină? După cum și în Vechiul Testament, nu doar că puteau, dar trebuia să o ia toți evreii. Și citim, de exemplu, Deuteronom 16:16, un verset amintit deja în prima parte a sa, căci oricine trebuia să ia cina din Israel și cine nu o lua, neavând vreo problemă de necurăție, ne socotea pe Domnul și trebuia nimicit din poporul Israel. La fel, în Noul Testament, citim în 1 Corinteni 10, de la versetele 17. Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Biblia ne spune aici că și toți luăm o parte din aceeași pâine și spunea Domnul, cine nu ia, nu are viață. Deci toți care sunt copiii Domnului trebuie să fie în stare să o ia în chip vrednic, această lucrare este pentru toți. În ce privește pâinea și rodul viței, ceea ce credem noi potrivit Scripturilor, pentru că sunt și aici păreri împărțite, de exemplu catolicii cred în transubstanțiere, adică cred că acea azimă și acel rod al viței sunt exact trupul și sângele Domnului. Ceilalți mai târziu, prin reformă, cred într-o consubstanțiere, care este undeva între ceea ce cred catolici și ceea ce credem noi pe de-o parte. Noi credem că este o comemorare, nu credem că literalmente sunt exact trupul și sângele Domnului. Pentru că Domnul, când a spus, acesta este trupul meu și sângele meu, el încă era în viață când a spus aceasta. Apoi, la evrei, a consumat sângele total greșit și să nu uităm că Domnul trupului s-a referit că este și biserica. Ori Biblia este plină de simboluri. Ele au o putere sacră și sfântă în ele, dar nu neapărat că fizic noi mâncăm trupul și sângele Domnului. Că de aceea iudeii n-au înțeles în Ioan capitolul 6. Cum poate să ne dea? Și le-a spus Domnul acolo, nu înțelegeți că-și cuvintele mele sunt duh și viață, carnea nu folosește la nimic. Haideți acum să trecem la capitolul următor, și anume pregătirea și participarea la cina Domnului. Câteva etape, pentru că avem în mod special în textul din Corinteni 4 situații, 2 până la un punct și 2 ca o urmare a acestor prime 2. Deschideți așadar la 1 Corinteni, capitolul 11, unde Pavel aduce câteva reglementări pentru noi. Citim mai întâi versetul 28. Când ne pregătim pentru cina Domnului, și aceasta trebuie să o facă toți, oricine este din Israelul spiritual al Dumnezeu, din biserică, fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Deci cina Domnului nu este un ritual pe care îl facem din oficiu. Este un act înaintea căruia fiecare dintre noi face pentru sine însuși un proces verbal de constatare, de verificare, de cercetare asupra faptelor și vieții sale. Avem aici un termen grecesc, dokimazo, care înseamnă a verifica, a pune la încercare. Eu pe mine mă încerc să văd cum stau cu această lucrare. Domnul, când a instituit cina Domnului, i-a provocat pe ucenici la următorul lucru, deschideți la Marcu capitolul 14, cei 11 nu erau vinovați să vândă pe Domnul,
Dar Domnul în așa fel a pus problema încât i-a pus pe fiecare să se judece și să se cerceteze. Citim Marcu 14 cu versetul 18. Adevărat vă spun, zice Domnul, că unul din voi care mănâncă cu mine va vinde. De ce a zis Domnul lucrul acesta și nu l-a descoperit direct pe Iuda? Eu cred, printre altele, ca să le dea și lor o dovadă că înainte de cine trebuie să te cercetezi, te verifici. Și spune versetul 19, ei au început să se întristeze și să zică unul după altul, nu cumva sunt eu? Înainte de cine trebuie să ne punem această întrebare, nu cumva am făcut și eu ceva? Nu cumva sunt eu vinovat? Este o întrebare care trebuie să o pună fiecare. Dacă trecem de lucrul acesta, dacă trecem de această oră a adevărului, când fiecare trebuie să se cerceteze pe sine și constatăm că își putem să ne apropiem, atunci o facem. Dacă suntem vrednici, nu mai rețineți vrednicia, în final tot de Domnul este dat. A fi vrednic după Noul Testament, amintesc câteva versete, ar include următoarele. Citim mai întâi în 2 Tesaloniceni 1:11. De aceea, spune Pavel, ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul vostru să vă găsească vrednici. Deci cum devenim vrednici pentru rugăciunea Domnului? Mai întâi prin rugăciune. Fără rugăciune niciunul nu suntem vrednici, nu putem fi vrednici. Deci ne rugăm necurmat ca să vă găsească Dumnezeu vrednici. În al doilea rând, citim în Coloseni, capitolul 1, versetul 10. Ce mai cuprinde această vrednicie? Pentru cine? Pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade. A fi vrednic presupune să ai și roadele necesare pentru statura ta și pentru locul la care te-a chemat Dumnezeu. Și încă ceva. Și crescând în cunoștința lui Dumnezeu. A fi vrednic înseamnă și să cunoști lucrarea Domnului. Pentru că cine nu înțelege și cine nu are cunoștință nu poate face deosebirea în ce este sfânt și ce nu este sfânt. A fi vrednic presupune așadar în mare aceste trei lucruri. Să te rogi, să ai o cunoștință despre Domnul și despre această lucrare și să ai și roadele necesare pocăinței tale. Oricum, în final, Domnul este Cel care ne învrednicește pentru aceasta, pentru că citim în 1 Timotei 1:12, mulțumesc lui Hristos Iisus Domnul nostru care m-a întărit și m-a socotit vrednic de încredere. Cel care în final ne socotește vrednici este Domnul. După cum noi nu putem da dovada neprihănirii noastre, dar Domnul ne socotește neprihăniți. În urma rugăciunii, în urma silinței noastre pe măsură și în urma cunoașterii Domnului Iisus Hristos. Domnul să ne binecuvânteze la acestea. Dacă suntem vrednici, prin El, repet, ne apropiem de cine. Dacă nu, spune mai departe versetul 29 din 1 Corinteni, capitolul 11. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă o sândă lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Este un al doilea termen, diacrino, care înseamnă a deosebi, a face diferența între ce e sfânt și ce nu e sfânt. Pot sau nu pot? Și aici oamenii, unii se opresc singuri și nu o iau, pe alții îi opresc alții și spune tu stai deoparte și nu te oprești. Faci această diferență. De asemenea, pe 31 întâlnim aceasta, dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Deci dacă nu suntem vrednici cumva, facem noi această diferență. Se poate sau nu se poate, ca să nu fie luat trupul și sângele Domnului în chip nevrednic. Aceasta am putea spune că se poate face și cum scrie 1 Corinteni, capitolul 5, versetul 11, ci v-am scris să n-aveți niciun fel de legătură și finalul, cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. Și am putea crede că se referă și la cina Domnului, căci cu un astfel de om nu trebuie să mâncăm. Deci, ori persoana în cauză face diferențierea, ori este făcută de cei care conduc acea lucrare de acolo. Al treilea termen, citim mai departe în versetul 31, deci din 1 Corinteni 11, dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Și versetul 32, dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Apare un al treilea termen, și anume termenul grecesc, crino, ceea ce înseamnă a aprecia, a judeca. Mulți, spune Pavel aici, sunt neputincioși și bolnavi. Apar pedepse din partea Domnului. Când cineva ia cina Domnului în chip nevrednic. Și chiar ne înțelegeam cu frații, când Domnul trăiește așa în această stare, nici nu ia cina, nici nu-i pus disciplinar deoparte.
E așa în grațiere. Dar așa nu se poate sta pentru totdeauna. Cei care sunt disciplinați și pus deoparte, este acea dare pe mâna Satanei, 1 Corinteni 5:5. Am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei pentru nimicirea cărnii. Cum este scos cineva din drepturi, urmăriți dumneavoastră pe teren, se întâmplă că cu el nu mai merg lucrurile în mod normal. Este scos de sub jurisdicția și de sub protecția lui Dumnezeu. Și de asemenea, în partea cealaltă, cine sare bariera? Cine ia, cine domnul închip nevrednic, cum o ia? În perioada următoare lucrurile nu mai merg bine. Dar nici în această stare, nici nu o luăm, pentru că există și aici poruncă. Cine nu-i nici necurat, nici nu o ia, și ăsta să fie omorât. Deci zona asta este în perimetrul nostru să o curățăm. Cealaltă zonă este în perimetrul Dumnezeu și mai este o zonă în perimetrul Satanei, dați pe mâna Satanei. Pentru că nu se poate, trebuie să luăm o decizie și nu mai putem tot să amânăm lucrurile de pe o zi pe alta. În ce privește a fi luată cina Domnului în chip nevrednic sau a nu fi luat, pentru că există o situație, citim în Faptele Apostolilor capitolul 13, versetul 46, partea a doua, și singur vă judecați nevrednici de viața veșnică. Sunt două nevrednicii, una, că singur te socotești nevrednic și îi bai, și a doua, că în chip nevrednic o iei. Și există o ultimă fază, ceea ce spune în 1 Corinteni 11, osândirea odată cu lumea, versetul 32, ca să nu fim osândiți odată cu lumea, termenul grecesc catacrino, când este condamnare. Deci îi repetăm pe aceștia patru. În primul rând, fiecare se cercetează și spune ca ucenicii, nu cumva sunt eu, nu cumva sunt vinovat. În al doilea rând, facem diferența. Prin Domnul putem fi vrednici sau inima noastră ne condamnă și nu putem și atunci așteptăm. Dar aici nu se poate aștepta mult. În Vechiul Testament spunea, să mă aștept o lună. Dar dacă nici în luna următoare nu se rezolvă, atunci trebuie făcut ceva? Domnul a mers cu ucenicii cât a mers, dar când a fost la cină, a spus lucrurile pe față. Așa sunt lucrurile în pregătire și în participare, să vedem cum s-ar putea rezolva aceste probleme. Sunt două căi de a le rezolva. Unu, rezolvarea urgentă, care e cea mai indicată pentru majoritatea cazurilor. Că vrem să vă spunem, acești 100 și ceva de oameni, puțini sunt care au probleme grave. În rest, știți ce este? Nepăsare. Nu mai previn la biserică, s-au lăsat, au neglijat. Aceasta e o fază care la început așa se manifestă. Ca și când te apucă să te ia gripa, la început nu mai ai poftă de mâncare, începi să slăbești, așa, dar te pune la pat. Deci, în general, lucrurile trebuie rezolvate urgent. Dacă nu le rezolvi în luna următoare, hai să spui, o lună să admiți, dar dacă nici a doua lună nu le rezolvi, nu cauți un frate, nu faci ce să faci să fii rezolvat, să știi că lucrurile se denaturează. Biblia ne spune în 1 Ioan capitolul 2, copilașilor, vă scriu aceste lucruri, ceea ce e scris în Scriptură, să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Nu lăsăm până vine vreo salvare, știu de unde. El este în orice clipă la dispoziție. Și de aia cât mai repede ca într-o familie când intervine cearta. Nu este indicat atunci să o rezolv cât mai repede? Dacă te-ai tăiat la o mână și ai o rană, spui, o să mă pansez eu cândva, săptămâna viitoare, nu? E urgent, cauți, te pansezi și rezolvi problema, nu? Dacă știu eu, ești cu corabia pe apă și are o fisură undeva, spui, o să o rezolvăm, de când ajungem în port. Păi nu mă ajungi în port. Și ca o să o rezolvi urgent. În Proverbe 28:13 mi-e spune, cine își ascunde fără de legile, nu? Și întrebăm uneori, frate, dar ce-i problema? Deci, nu e nicio problemă, știi? Nu că nu este, că dacă n-ar fi, ar lua cina. Da, și le ascund. Și lasă problema tărăgănată. La gândul că din oficiu, că într-un mod știu eu de la sine, ceea ce nu se întâmplă, problema se rezolvă. Uitați, vă dau un caz biblic. Apostolul Petru. Pentru că uneori nu neapărat cina ne sfințește pe noi în sensul de a ne da o nouă putere. Ea este o verificare, dar s-ar putea ca imediat după cine să apară alte probleme și alte ispite. Petru a luat cina cum e acum și la noapte s-a lepădat de Domnul. La câteva ore după ce a luat cina. Știți, căci în situația asta lui Petru, Petru pe luna următoare era gata să ia cina? Încă Duhul Sfânt l-a primit și s-a ridicat primul în biserică și s-a predicat. Pentru că și-a rezolvat problema urgent. Cum? S-a lepădat de Domnul, a ieșit afară, a plâns cu amar, s-a dus la frați și le-a spus la toți ce-a făcut, că de-aia scrie toate evangheliile ce-a făcut Petru. Și-a rezolvat problema urgent. Atunci când apare o mică problemă, trebuie rezolvată urgent. Dacă este o problemă mai gravă, cum sunt lucruri de adulte, certuri, care oamenii nu vor să le potolească, probleme de tribunal care nu se termină într-o zi, două, atunci, aici este un timp și o pedeapsă care se dă. Citim în 1 Corinteni, capitolul 5, despre acel caz de curvie din Corint, de la versetul 5.
Citim și 4. În numele Domnului Iisus, voi și Duhul meu, adunați la oaltă prin puterea Domnului Iisus Hristos, am hotărât ca un astfel de om să fie pus deoparte. Și citim și în 2 Corinteni, capitolul 2, de la versetul 5, dacă a fost cineva o pricină de întristare pentru voi toți, în mod special, este destul pentru omul acesta pedeapsa care a fost dată de cei mai mulți. Deci se decide o pedeapsă. Nu știm exact ce perioadă a fost între scrierea primei epistole a lui Corinteni și cea de-a doua. Dar oricum, a fost o perioadă, pentru că acest om a trebuit să stea deoparte ca să se vadă restabilirea lui spirituală. Dar aceasta trebuie făcută cu știință, să se știe de om, să poată fi supravegheat, prezența lui la adunare să fie mai exemplară ca și până atunci, să se vadă pocăința lui. Din scrierile care ne se păstrează în biserica primară, un om care era pus sub disciplină, existau niște etape ridicarea lui, la reprimirea lui înapoi în biserică. Dar acea nici nu se ia cina, nici nu este pus sub disciplină. Nu se poate. La sfârșitul unui trimestru, situația unui elev trebuie să fie încheiată la învățătură. Ori o absență, ceva trebuie să apară. Nu poate să fie absent noi, note n-are, să înseamnă că îi devine profesor. Deci, într-un fel, trebuie să fie integrat, să fie trecut undeva acest om. Oricum, reprimirea înapoi după acea perioadă nu se poate face fără pocăință. Un alt capitol acum, însemnătatea cinei Domnului. Pentru că sunt unii tot cu influențe din altă parte, indicat ar fi cinea Domnului să fie luată cât mai deas, cât mai des. Este o sfințire mai degrabă. De fapt, noi în orice zi ar fi trebuit să fim pregătiți din unele puncte de vedere. Am notat 4 probleme de căpătâi cât de important este cina Domnului pentru noi. În primul rând, este împărtășirea cu trupul lui Iisus Hristos. Este unitatea noastră cu El și unitatea cu toată biserica. Să nu uităm căci Domnul este asemănat cu pomul vieții în Scripturi și cu pâinea vieții. Când a păcătuit omul, în Geneza 3:22 citim, Dumnezeu a luat o măsură restrictivă și a spus, partea a doua versetului, să-l împiedicăm, dar acum nu cumva să-și întindă mâna și să ia din pomul vieții, să mănânce din el și să trăiască în veci. Domnul Hristos este pomul vieții, din care gustând, trăim în veci. Și de asemenea este pâinea vieții, spunea Domnul în Ioan capitolul 7, versetele 51 și 53, că cine mănâncă și bea din această pâine, va trăi în veac. Citim Ioan 6:51 și 53. Eu sunt pâinea vie care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Deci când administrăm, când servim cina Domnului, este viață din Domnul. Este a ne întinde mâna și a lua un pom din pomul vieții. Un fruct din acel pom din care Adam a fost oprit, dar noi avem acces pentru că perdea a fost dată la parte și pentru herovimii nu mai sunt cu o savie învăpăiată să oprească drumul la pomul vieții. Imaginați-vă Adam, el care știa ce a fost înainte, cum nu s-ar fi înțeles el cu Eva să meargă înapoi să guste din pomul vieții, dar nu se mai putea. Acum pomul vieții este aplecat în dreptul nostru, trece tava prin fața noastră și noi să nu luăm? N-avem viață, spune 53. Adevărat vă spun că dacă nu mâncați, nu aveți viață în voi înșivă. Deci împărtășirea este a gusta din viață. Și de asemenea, să nu uităm, întoarcem pagina, doar a servi cina nu ne conferă viață dacă nu servim tot cuvântul. Și spuneți de 60, mulți au spus vorbirea și asta e prea de tot. 63. Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață. Este greșit să luăm din azimă, când o frângem toată pe farfurie, vă alegeți care bucățică o luați? O luați care vă vine, nu? Nu, la fel e și Scriptura. Oricare verset din Scriptură, dacă am deschide, ar trebui să citești să ți-l iei. Aia e bucățica ta. Asta la alegem, nu? Păi ori alegem și ăsta, ori alegem și cealaltă. Deci asta e farfuria cea mare și aia e farfuria cea mică, aia e numai simbolică. Îs două farfurii de pe care servim pâinea vieții. Și nu ne putem sustrage decât cu costul de a nu avea viață. Și spunea Domnul în Apocalipsa 22, cine scoate, va fi scos. Aia ți-e bucățica care ți-a căzut. Și Domnul știe ce bucățică se administrează din Scriptură? Ca la tânărul bogat,
Exact versetul la care nu-ți place. Numai de știi de Biblia, să vezi că ăla ți se deschide. Nu-l mănânci, n-ai viață. Aia e bucățica ta. Dar chiar de aia ești vinovat că de ce te doare, dacă te doare stomacul? Păi pastile de stomac trebuie să iei, nu? Domnul știe cu ce sufer și îți dă o bucățică după nevoile tale. Dar ți trebuie luate și cuvântul și pâinea. Și apoi, cina Domnului este unitatea cu frații. O vorbă înțeleaptă spune că nimeni n-a ajuns vreodată singur în cer. Nu putem să ne sustragem de la cine pentru că noi suntem un trup. Spune 1 Corinteni capitolul 10 despre cina Domnului și despre biserică, versetul 17. Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți suntem un trup, căci toți luăm parte la aceeași cină, la aceeași pâine. Când servim cina, este așadar legătura și cu trupul Domnului care a murit pentru noi, și cu capul bisericii care este el, și cu restul trupului care este toată biserica. Un al doilea simbol, o a doua însemnătate a cinei Domnului. Spunea Domnul din Luca capitolul 22, versetul 19, când a sărbat cina pentru prima dată: acesta este trupul meu, finalul versetului, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Așa le place la oameni tradiția, să pomenească pe câți sfinți au fost. Dar atât de mult ar trebui să dăm importanță, asta e adevărata pomenire a ce a fost până acum. Pomenirea morții Domnului. Și nu numai atât, spune 1 Corinteni, versetul capitolul 11, versetul 26. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Este în același timp o pomenire a ce a făcut Domnul, o amintire, o comemorare a jertfei sale pentru noi și este o vestire a morții Lui până vine El. Și să știți, noi vestim moartea Domnului nu numai pentru lumea aceasta. Noi vestim moartea Domnului pentru întreg universul, inclusiv pentru îngeri are o valoare. Citim în Efeseni capitolul 3, versetul 10. Pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască aspri în biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Este scris că și îngerii veniți din cer doresc să privească la lucrurile care au loc în biserică. Mă adăugăm doar 1 Petru capitolul 1, versetul 12. Lor le-a fost descoperit. Chiar și îngerii doresc să privească. Așa cum spune Pavel în Corinteni, noi suntem o priveliște pentru lume, pentru îngeri, pentru demoni. Întreg universul privește și în fața tuturor noi trebuie să vestim moartea Domnului până vine El, ca mireasă a Lui, ca și frații Lui, ca și copiii ai Domnului. Cine nu vestește a încetat să facă cel mai important lucru. Numai fac o paranteză aici. E atât de trist să o vestești gustând de acolo, dar să nu vestești moartea Domnului cu viața ta. Deci vestim moartea Domnului, vestim implicit și moartea noastră. Asta e adevărata vestire completă. Nu doar din gură, ci din fapte, vestim moartea Domnului și răstignirea noastră împreună cu El și a Lui pentru noi. Al treilea lucru, al treilea simbol, este simbolul noului legământ. Noi avem un legământ pe baze mult mai bune ca cel din Vechiul Testament. Citim din Evrei capitolul 10. Și vă reamintesc până atunci ce spunea Domnul în Matei 26:29. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea. Acesta este sângele legământului celui nou care se varsă pentru mulți. Și spune aici în Evrei capitolul 10, din la versetul 16. Iată legământul pe care îl voi face cu ei după zilele acelea. Versetul 17. Și nu îmi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fără de legile lor. Ce legământ bun și frumos. Să nu-l vestim legământul acesta? Noi suntem ca niște foști deținuți care, dacă ne-ar prinde ceilalți prin societatea liberă, ne-ar închide din nou, dar noi arătăm sânge nou legământ pe baza căruia suntem liberi pentru veșnicie. Nu este frumos să o vestim, că avem un nou legământ, să luăm parte la comemorarea acestui legământ? Oamenii din lumea aceasta se adună în fiecare an și aniversează atâția ani de când s-a sfârșit războiul, atâția ani de la cutare, eliberare, nu merită și noi? Cât mai des, ori de câte ori să pomenim ce a făcut Domnul pentru noi, ce legământ avem noi cu El și în al patrulea rând? Este o orientare și pregătire pentru noua împărăție. Spuneam că vom vesti asta până va veni El. Și spunea Domnul, în acel verset pe care l-aminteam, 26:29 Matei, vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până când îl bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. La fiecare cină, noi trebuie să vestim o altă înnoire. Omul dinăuntru se înnoiește din zi în zi, dar la cină marchează, am putea spune, o dublă înnoire, o mai evidentă înnoire. Spunea Domnul despre aceea înnoire a tuturor lucrurilor, când vor sta pe scaun de domnie să ajute pe Israel apostolii, atunci unde vom fi și noi? Dacă la fiecare cină suntem mai noi, mai proaspeți, mai aproape de Domnul, atunci într-adevăr cina pentru noi a fost o realizare. Atunci pentru noi cina înseamnă ceva, că ne apropiem spre cele noi, nu spre cele vechi. Dar cei vechi e aproape de piere, spune Evrei capitolul 8.
Să amintim două exemple, unul negativ și unul pozitiv. Cel negativ al lui Iuda. Nu insist asupra faptului că a luat cina Iuda sau nu, se pare că n-a luat-o, că altfel nu ne-ar cere Domnul să îi dăm afară pe cei, că și Domnul nu l-a lăsat la cină. Și dacă vreți, pentru unii care credeți că a luat bucățica, și așa merge. Dacă n-a luat-o, Domnul l-a scos afară că nu era vrednic să o ia. Și pentru cei care cred că a luat bucățica, înseamnă că a luat-o spre o sândă. Și cum a luat bucățica, intră satana în Iuda. Deci oricare variantă o credeți, tot același rezultat este. Dar mai degrabă suntem înclinați să credem că nu l-a acceptat Domnul la cină. În Luca par inversate, dar se pare că Luca nu scrie cronologic. Și urmărind un alt aspect al lucrării, ceilalți, Matei și Marcu, prezintă întâi descoperirea vânzătorului și apoi cina. Despre Iuda citim în Marcu capitolul 14 că după el ar fi stat la cină. Numai că Domnul nu l-a lăsat, sau mai bine zis satana nu l-a lăsat în prima fază. Deci Marcu 14, din la versetul 10. Iuda Iscarioteanu, unul din cei 12, s-a dus la preot cei mai de seamă ca să vândă pe Iisus. Au făgăduit bani, s-au înțeles și căutau un prilej nimerit. Când a apărut momentul cinei, versetul 21, fiul omului negreșit se duce. Dar vai de omul acela prin care este vândut fiul omului, mai bine nu s-ar fi născut. Și noi am putea spune, pentru cine a avut pe Domnul, că numai cine l-are îl poate vinde. Cine nu l-a avut pe Domnul, nu-l poate vinde, rețineți. Mai bine nu s-ar fi pocăit. De aceea insistăm și cu cei care se botează, oameni buni, voi știți ce faceți? Noi nu vă sfătuim să mai zăboviți, să mai rămâneți în Egipt. Noi într-adevăr spunem să ieșiți, dar știm cu cine ne facem de lucru, să nu murim prin pustie și să pornim degeaba din Egipt în Canaan. Este un drum ușor dacă ascultăm de Domnul și mergem după nor. Dar dacă ne vine poftă de Egipt și de cerea acolo și ne vine ideile noastre că Moise nu-i bun și trebuie altă lege și altă rânduială, atunci sigur că ne rătăcim prin pustie și dacă ne lăsăm ispitiți, vom muri cum au murit și ei. Dar Domnul nu vrea ca nici unul să nu moară. Dumnezeu nu e așa ca și noi cu legea probabilității. Din atâți au reușit câțiva. Sunt mulți chemați, puțini aleși, că nu rămân ei în alegerea lor. Dar Domnul i-a chemat, nu că a vrut să-i cheme doar așa, să-i trimite apoi înapoi, cum a avut pe cei care i-a trimis înapoi Gedeon. Dar nu corespundeau din punctul lor de vedere. Nu că Dumnezeu nu i-ar fi prins sau nu i-ar primi în împărăția sa în ceruri. Așadar să ne păzească Domnul de a nu lua cina sau de a o lua spre o sândă. Exemplu pozitiv îl luăm din Vechiul Testament în dreptul Paștelor, pentru că este semnificativ pentru noi. Domnul când a dat Paștele pentru ei a însemnat enorm de mult să fie scoși din robia egipteană încă cu aur și argint în acea noapte. Faraon să-i silească, să fugă apoi după ei și să moară toți în Marea Roșie. Au văzut o izbăvire încât au cântat în Exod capitolul 15, acea cântare frumoasă că Dumnezeu i-a izbăvit și a aruncat în mare pe cal și pe călăreți. Atunci a însemnat mult pentru ei izbăvirea și Paștele. Dar după ce vremea a trecut, s-a obișnuit, a devenit o rutină și a început să mai slăbească. Și lucrurile s-au degradat treptat, ajungându-se, citim în 2 Cronici, capitolul 35, că un împărat tinerel a pus mâna pe scripturi și a început să citească. Și fără prea multă filozofie, a început să pună în practic cum e scris. Că scripturile nu sunt grele de înțeles, poruncile nu sunt grele. Dacă vreți să le crezi cum sunt. 2 Cronici 35. Citim despre Iosia în versetul 18. A venit vremea, 14 Nisan, când trebuiau sărbate Paștele. Citim aici, nici o sărbătoare a Paștelor nu mai fusese prăznuită ca aceasta în Israel din zilele prorocului Samuel. Auziți, nici David, nici Solomon n-au ținut Paștele ca Iosia. Și nici unul din împăraților Israel nu mai prăznuise Paște ca cele pe care le-a prăznuit Iosia, preoții și leviții, cu tot Iuda și Israelul care se aflau acolo și locuitorul Salimului. Deci rețineți, de ce au fost Paștele frumoase? Nu pentru că a fost organizarea frumoasă și cei care le-au oficiat, preoții și leviții și împăratul, a fost bine. Tot poporul și toți locuitorii, atunci e cina frumoasă. Când iau toți cina și când e luată în chip vrednic și toți ne bucurăm că suntem tot acolo. Când este după Scripturi, întoarcem puțin în urmă la 2 Cronici 23, de la versetul 21 la 23, împăratul a dat următoarea poruncă poporului său. Prăznuiți Paștele în cinstea Domnului. Spunea cineva, și în Vechiul Testament e scris Paștele Domnului. Numai că în Evanghelia după Ioan scrie de câteva ori Paștele iudeilor, că din Paștele Domnului ajunseseră Paștele iudeilor. Haideți noi să prăznuim și să fie cu adevărat cina Domnului. Nu cum ajunsese la Corinteni, că era cina lor. Cum este scris? Nimic altfel.
Paște ca acestea nu se prăzmise din vremea judecătorilor, ci abia în al 18-lea al împăratului Iosia. Nu-i greșit, chiar dacă nu de acum ești în slujbă, dar ai descoperit ceva nou, să spună, frate, dar până acum nu tu mai fost. Am descoperit acum ceva nou și frumos aplicăm. Mai mult, Iosia a stârpit cei care chemau duhurile și toate celelalte vicii din Israel și astfel a putut să facă o lucrare foarte frumoasă. Domnul să ne binecuvânteze și pe noi cu o adevărată cină a Domnului. Să creștem spiritual și în această privință. Domnul cunoștea totul și a exprimat opinia proprie în dreptul cinei Domnului. Ce crezi tu despre această cină? Cum o privești tu? Cum o primești? Luca 22, cu versetul 15. El le-a zis: am dorit mult să mănânc paștele acestea cu voi înainte de patima mea. Petru a avut și el patima lui. Petru n-a înțeles. La fiecare paște ar trebui să fie o dorință mare. Aș dori mult să fiu la cină. Și când dorești mult, știi cum te silești? Că dorești mult. Domnul atât de mult dorește să fie cu noi. Noi dorim să fim cu el? Spune Apostolul Pavel în Filipeni 1:23. Că era între două variante. Să se mute să fie cu Domnul sau să mai rămână cu ceilalți. Și spune: aș dori să mă mut, să fiu împreună cu Domnul. Această dorință profundă există în noi pentru cină? Să fim cu Domnul, să fim la masă Domnului? Sau poate dorința noastră ar fi doar să prânzim acolo, nu se poate. Dorința este să cinăm. Domnul a dorit să cineze cu ei înaintea patimilor sale. În acest complex de împrejurări pământești, cu Ghețimani în față și cu Golgota după aceea. Pe noi cine așteaptă în lumea aceasta, în viața aceasta? Dacă la această bucurie intimă nu vrem să participăm și nu avem dorința profundă, cum o să înfruntăm apoi celelalte lucruri? Pentru că aici avem viață, primim putere din partea Domnului. Suntem împărtășie cu El, în unitate cu frații. Și de asemenea, parcă pe partea cealaltă, la polul opus, pe lângă această dorință profundă a Domnului, tot îl spune Ioan capitolul 13, Domnul a luat cina între două situații. A dorit mult pe de o parte și apoi spune Ioan 13:21. După ce a spus aceste cuvinte, s-a tulburat în duhul lui. Între dorință și durere și tulburare. Și a zis: adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Și în Marcu 14:19 am citit că s-au întristat toți. Știți ce e trist la cină? Și de ce se tulbură Domnul? Când e Iuda și când sunt oameni nesinceri. Și de aceea mulți le iubesc pe Domnul și că îi cunosc pe frați, dar când afli de câte un caz din ăsta, te întristezi și Domnul s-a tulburat. De aceea este indicat la cină să fie curățenie, ca să fie numai dorință și bucurie, să nu fie întristare și tulburare. Pentru că eu sunt oameni care au rețineri și spun, dar cum să mă împărtășesc cu tare? Și au și ei suportul lor într-un fel anume. De aceea suntem datori la cină, fiecare pentru noi, să facem curățenie. Cina este ca și o preexaminare, o preselecție înainte de a intra pe poarta lui Dumnezeu în cerul. Dacă ne-a lăsat Dumnezeu de capul nostru și la gata să ne verifice, păi toți am luat nota 2 și 3. Dar Dumnezeu ne mai verifică din când în când. Ne pune chestionarul în față. Ia verificați, vedeți, intrați, ați fi apți, ați putea să intrați. Pentru că în final sunt doar două variante, două poziții. Cine mănâncă e vrednic și are viață, cine nu mănâncă e nevrednic și mâna lui Dumnezeu rămâne peste el. Domnul să ne sfințească. Prin cuvânt, pentru o viață sfântă, cu roade vrednice și pocăință, să păstrăm simboluri adevărate și vă reamintesc. Deci timpul este ori de câte ori, locul când ne adunăm împreună, cina o administrează cei care slujesc și o iau toți potrivit cu legea biblică și potrivit cu simbolul real al Domnului Hristos. Apoi există o primă fază de cercetare pentru toți, de aici ne separăm unii. Cum se spune în biserică, cei care se împărtășesc rămân pe genunchi, restul se scoală, cum se spune aici. Cine se împărtășește rămâne, ceilalți pleacă. Dar asta merge o lună, două. Dar apoi venim și ne verificăm că dacă stăm în starea să-și luăm, vine pedeapsa în trup de la Domnul peste noi. Dacă nu, frații sunt nevoiți să ne radieze, ne luăm parte la cină și atunci cădem pe mâna satanei. Pentru că cina nu-i ceva, un ritual oarecare. Pentru că cina este împărtășirea cu viață, cu un rod din pomul vieții, din pâinea vieții. Apoi, cina este simbolul noului legământ. Cina este vestirea și pomenirea morții Domnului, celui mai sacru și mai mare act din istoria Universului. Și la acest act al cinei îl vestim în fața întregului Univers. Și în al patrulea rând, este o înnoire permanentă și continuă până la înnoirea veșnică a tuturor lucrurilor. Să nu uităm, să nu fim ca Iuda, ci să fim ca Iosia, care a prăznuit cu tot poporul Paștile după Scripturi. Să dorim să le prăznuim și să nu existe tulburare și necaz pentru Iuda care este prezent. Iuda să se pocăiască și în final să rămânem cu Domnul aici, cinând cu El și în ziua aceea să prânzim cu El. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.